Bună seara, dragilor! Astăzi mă pregătesc pentru un vlog super relaxant, pentru că fac lucruri care îmi fac plăcere și voi avea parte de un ritual de curățare și de hidratare, așa ca la carte. Unde credeți? La mine acasă. Nu mă duc la salon, nu cheltui bani, nu pierd timp, etc., etc. Vă arăt și vouă absolut tot ce înseamnă acest ritual pentru mine și am să încep, evident, cu fața, pentru că e cea mai importantă și, din păcate sau din fericire, îi acord cel mai mult timp. De câteva luni bune de zile am descoperit un prieten care mă ajută extrem de tare, Foreo, UFO 2, despre el o să vă vorbesc astăzi și despre toată gama asta nebună de măști pentru față. Avem 2, 4, 6, 7 și nu sunt singurele. La mine deja este al doilea set de măști pe care mi-l comand. Nu de alta, însă sincer, fac minuni. E o experiență senzorială ieșită din comun. Vă arăt și vouă. De fapt, cred că ați mai văzut cum funcționează lucrurile. E o experiență senzațională, e o experiență care mă ajută să economisesc timp, să economisesc bani, să am întotdeauna tenul curățat și hidratat. Am făcut deja o demachiere în prealabil, pentru că altfel nu putem folosi produsele Foreo. Avem aparatul UFO 2, mic, roz și drăguț. Avem aplicația pe telefon, bun, după care am ales de această dată H2 overdose, acid hialuron, supradoză de acid hialuronic. Ce poate fi mai superb pentru fața mea? Abia aștept să-mi pun masca și abia aștept să mă bucur de toată experiența asta pe care UFO mi-o oferă. Nu de alta, însă este una dintre preferatele mele, este unul dintre ritualurile mele preferate de îngrijire și de hidratare. Bun, scanăm masca. Altfel nu funcționează. Fixați masca activată pe dispozitivul UFO, cuplând inelul de atașament în poziție. Hop. Scot măscuța. Mamă, e plină de produs, plină de produs. Gata, am pus măscuța în dispozitiv. Sincer, nu aș vrea să se piardă nimic. Mamă, sunt ca... O să vă zic eu ce, da. E acid hialuronic aici, ați nebunit? Lăsați-l la mine pe față, de ce să ucidem acidul hialuronic? Bun, gata, start, aplicație. Start. Concentrați-vă asupra căldurii delicate care vă pregătește pielea să primească o doză ridicată de hidratare. Împreună cu pulsațiile Tisonic, acest tratament facial cu încălzire asigură absorbția maximă a acidului hialuronic. Tratamentul dumneavoastră facial inteligent este acum finalizat. Bun, gata! Recent am descoperit un brand franțuzesc de produse pentru îngrijirea feței pe care îl absolut ador. O să vă fac niște story-uri, o să vă fac și un IGTV cu ele ca să le vedeți pe toate. În vlogul de astăzi vreau să vă arăt doar ice cube-urile pentru față. Produsele sunt de la Anna Simonen. Astea sunt cuburile, ice cube-urile pentru față. Le-am luat, le-am băgat la congelator 30 de minute. După care, pentru că, așa cum ați văzut, zona ochilor și cum știți, necesită o îngrijire specială, mai ales dacă vorbim despre hidratare, asta fac aceste ice cube-uri. Efectiv, îl puneți în săculeț și începeți răsfățul. Dimineața, dacă faceți asta, e ceva divin pentru că vă scapă de ochii umflați, de cearcăne și oricum faptul că e rece și că efectiv se topește pe pielea caldă. Iar am stat, iar m-am răsfățat, să zicem că am terminat cu fața. Acum puteți să aplicați absolut orice cremă doriți voi, de zi, de noapte, de... nu contează. Mergem mai departe și o să trecem la hidratarea și curățarea corpului. Orice fel de curățare, în general, înseamnă eliminarea celulelor moarte, mai ales dacă ne referim la pielea corpului. Pentru asta, pentru că este un scrub extrem de fin, o să vă vorbesc despre Stardust de la Beautiful Brands. Știți deja scrubul nostru cu particule aurii, cu glitter, care exfoliază pielea într-un mod cât se poate de fin, o lasă super catifelată,
luminoasă, curată și pregătită pentru tot ce urmează după aceea. Eu fac scrub de două ori pe săptămână, într-o zi fac cu Stardust, într-o zi fac o baie cu celălalt scrub al nostru, cu sare Epsom. După ce ați făcut scrubul pe tot corpul, eu v-am arătat acum doar pe mâini, intrați în duș sau în cadă, stați acolo două minute să vă relaxați, nu mai mult, după care, pentru că vorbim astăzi despre hidratare, vă spălați cu lichid O2, gelul nostru de duș cu argilă, care este extrem de hrănitor pentru corpul vostru, care vă ajută să eliminați toate impuritățile pe care le-ați adunat peste zi. Nu face spumă, pentru că spuma nu face altceva decât să deshidrateze corpul, iar lichid O2 tocmai vine să regleze acest nivel și să vă ajute să aveți o piele super hidratată. Recunosc că sunt momente în care, după ce mă spăl cu lichid O2, nu simt nevoia neapărat să mai aplic o cremă de corp, dar fac asta, că mă rog, face parte cumva din ritual și mi-a intrat așa în reflex. Dar, repet, este super hrănitor, pentru că astăzi vorbim despre curățare și hidratare. După ce ați ieșit din duș, Magnes. Magnes este descoperirea vieții mele. Este uleiul de corp care mă ajută să reglez nivelul de magneziu din piele. Eu îl folosesc și dimineață și seară, pentru că da, am o viață agitată, am o viață care presupune extrem de multă concentrare pe absolut fiecare lucru pe care îl fac. Și știți foarte bine că, din păcate, nimeni nu poate spune că are suficient magneziu în corp, atâta cât are nevoie pentru o bună funcționare a tuturor funcțiilor. Așa că, decât să iau pastile, prefer să mă dau pe corp cu Magnes. Miroase, Doamne, miroase genial! Miroase absolut genial! În 30 de secunde, magneziul din uleiul nostru cu magneziu intră în sânge și ajunge exact acolo unde aveți nevoie de el. E genial! Iar ultimul pas după Magnes este hidratarea intensă și profundă oferită de Velvet Vibes, untul nostru de corp, care, mamă, miroase delicios, pentru că are în componență, în ingrediente, fructe de acai, fructul pasiunii, unt de murumuru, de shea, toate ingredientele necesare pentru o piele super hrănită și super strălucitoare. E, și cu asta am cam terminat ritualul meu de curățare și de hidratare. Ați văzut că n-a durat mult? Puteți să faceți și voi asta singure acasă și e mai bine decât la orice... Mă rog, acum nu o să zic asta, că o să-mi sară toată lumea în cap. Nu, domnule, duceți-vă și la saloane. Dar la salon când te duci? O dată pe lună, de două ori pe lună, habar n-am, nu știu. Faceți asta pentru voi acasă, răsfățați-vă, hidratați-vă, curățați-vă pielea, aveți grijă de voi și mai ales iubiți-vă. Vă pup, să aveți o seară minunată!